Radio Moldova are începând de azi un nou director. Candidatura lui Veceslav Gheorghișenko a fost votată în unanimitate de către membrii Consiliului de Observatori al Teleradio Moldova. Noul director își propune să formeze o echipă puternică și profesionistă, să reînnoiască baza tehnică și să sporească popularitatea postului de radio. Pentru a candida la funcția de director al Radio Moldova, candidații trebuiau să întrunească următoarele condiții. Cetățenia Republicii Moldova, cunoașterea limbii de stat, mai departe sunt capacități manageriale dovedite și studii superioare. La funcția de director au aspirat 4 candidați. Veceslav Gheorghișenko, directorul Departamentului Proiecte Radio din cadrul companiei Teleradio Moldova, Ghenadie Brega, doctorand la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București, Victor Tăbârță, fostul director al postului Radio Moldova și Nicu Scorpan, producător în cadrul Departamentului Proiecte TV al Teleradio Moldova. Ultimul însă și-a retras azi candidatura. Nu există rigori, nu există criterii. Noi vorbim totuși de un radio național. Eu de fiecare dată zic că totuși radioul național trebuie să apere interesele poporului, interesele națiunii. În absența a 2 membri ai Consiliului de Observatori, candidatura lui Gheorghișenko a acumulat 7 voturi. Vreau să aduc în colectiv înțelegerea că toți suntem o echipă. Al doilea ce lucru care am zis că aș vrea să o fac este să ajungem în sfârșit la o tehnică performantă și al treilea lucru ar fi să fim credibili și de popularitate. Noul director al Radio Moldova a fost ales pentru un termen de 5 ani, însă membrii Consiliului susțin că acestuia i s-a acordat un vot de încredere. Știți, noi la drept vorbind că am dat un vot de încredere. Mai departe, foarte mult o să depindă de acel fapt cum va lucra candidatul.